Caz în de sclavii în peninsula iberică. Peste 600 de moldoveni și români au fost ținuiți în sclavii de urețea criminală de care fac parte spanioli și portughezi. Inițial, gruparea își adminea victimele cu salarii generoase. În realitate, însă, oamenii munceau fără a fi remunerați și locuiau în condiții mizere. Pe lângă asta, zilele întregi erau nevoiți să îndure foame. Mai mult, cetățenilor moldoveni li se luau actele de identitate și le oferau un schimb pașapoartele românești false pentru a putea justifica așa zisa aflare legală. La polul opus, cei care exploatau primeau lunar de la angajatori în jur de jumătate de milion de euro. 16 membri ai grupării criminale au fost reținuți. Garda Civilă a Spaniei a reușit să afle identitatea a 145 de victime dintre cele peste 600 și doar 18 au fost eliberate din firmele unde activau. Restul victimelor urmează să fie găsite în cadrul anchetei.